Suntem în mijlocul parcului natural Arabida. Aici, conform legii, nu mai este voie de intervenit niciun fel. Vânătoare, pescuit, defrișare, agricultură, industrie, nimic. Arii protejate. Totuși, la orizont văd o fabrică, o uzină de ciment. Deja de aici simt miros de piatră prăjită și văd praf peste tot pe marginea drumului. Dar uitați-vă ce praf iese în urma mașinii care merge pe teritoriul fabricii. Ia uitați-vă cum poluiază așa. De pe acum se vede. Uitați-vă ce nor de fum de congo scos. Poate fi ciment, poate fi pur și simplu piatră, dar asta poluiază. Asta e luat de vânt și dus în localitățile limitrofe. Sisimbra, Setúbal, Setucuri care mai sunt pe aici. Sau un vânt mai mare, o furtună, duce praful ăsta chiar și la Lisabona, 20 de kilometri, 25 de aici. Probabil statutul pădurii este s-a schimbat acum, recent. Și industria, uzina asta e de mult. Dar ar trebui să le impună niște reguli de protecție a mediului, că afectează și sănătatea lucrătorilor care zi de zi stau în mediul ăsta prăfuit. Ia uitați-vă ce alb e tot împrejur. Palmieri, verdeață, seculară, toată e albă. Și aici mașinile lucrătorilor parcate pe marginea drumului. Cecil se cheamă firma. Suprotec Cecil. Mai spun că extrag piatră nisip de aici, din aria protejată, și distrug relieful, distrug peisajul. Uite, ăsta așa de săracu și-a stupat mașina cu husă, că altfel o găsește prăfuită țara, ca asta, care este probabil de câteva zile aici și gata, e murdară, e prăfuită. Oh, ce coloană de mașini pe aici. Și mai vin camioane, tiruri. Așa este, tot poluiază. Bine, construcția e necesară. Dar trebuie condiții cât mai puțin poluante. Trebuie investit. Și trebuie cineva să le ceară asta prin lege. Lege probabil există, că de vreo 40-50 de ani membri în Uniunea Europeană, de vreo 40 de ani, mai tine, că-s din 86, îmi pare că. Și sunt obligat să respecte norme europene. Să adopte
norme europene legale, dar de respectat vedem că nu prea le respectă. Stația de autobuz cât e de murdară că nici nu se cunoaște. Baraja. Mașină prăfuită. Probabil e de dimineață aici. Sau nici nu le spală ăștia mașinile, că ce rost o spăl, că mâine iar la lucru. Poate la sfârșit de săptămână o mai spală. Clean Cement Line. Unde vedeți voi? Clean dacă e strașnic de prăfuit. Zero fosei. Mai câștigă, cred că, granturi europene pentru ecologizare. Puteți să ne imaginăm cât de poluantă era, dar până la granturile astea europene. Dacă acum vedem ce prăfuit e tot în jur și nu se știe în ce condiții lucrează oamenii acolo, în interior. Mașina, vai de steaua ei. Nor de praf, a trecut camionul acela și a rămas norul de praf. De ea. Bicicliștii se salută. Și încă vă dați seama poluarea care nu se vede cât e de periculoasă, că asta se vede cu ochiul liber. Dar sunt o grămadă de poluanți care nu se văd așa la orizont. Ia uitați-vă cum ies praf. Iată și uzina văzută dintr-o parte, de pe drumul spre munte. Se vede și de aici proiectat pe cer norul de praf. Pe mașina asta scrie că e recuperare peisagistică. Dar cum fac ei recuperare oare? Și acolo mai scrie că se ocupă de protecția patrimoniului de pe Sierra Arabia. Cum îl protejează? Cu praf? Nor de praf. Cu toate investițiile europene. Este conveierul care aduce piatra din inima muntelui. Din aria protejată. Roade și o macină. Ca să construim zgârii noi.